La sfârșit aș vrea să vă vorbesc despre ordonanța cu privire la promovarea energiei regenerabile. Aș vrea să vă aduc aminte că încă din decembrie anul trecut, guvernul de la acea vreme, la propunerea Ministerului Energiei, a introdus conceptul de compensare cantitativă a energiei produse de prosumatori. Și din acel moment, practic tot noi aici la Ministerul Energiei, le-am spus că cei care sunt prosumatori, adică cei care își produc energie pentru autoconsum, sunt susținuți în sensul că energia care este în surplus o pot lua atunci când au nevoie, fără să mai fie nevoie să primească o remunerație simbolică, așa cum era până la sfârșitul anului trecut. Deci, practic, prin această ordonanță prin care guvernul în decembrie 2021 a venit în întâmpinarea prosumărilor, numărul acestora a crescut de la câteva sute la câteva zeci de mii, numai în decurs de aproape un an de zile. Prin ordonanța care a fost aprobată pe data de 29 decembrie, practic am implementat directiva RED 2 a energiei regenerabile, directiva RED 2 prin care, în plus, adăugăm încă o facilitate pe care o dăm prosumatorilor, în sensul că aceștia pot să-și monteze în mai multe locații o singură persoană sau persoană juridică în mai multe locații pot să-și monteze panouri fotovoltaice și pot beneficia de aceeași compensare și pot beneficia de schimb între locații și de consumul energiei electrice între locațiile aceluiași consumator, fapt care nu era prins până acum, numai în cazul în care au aceeași rețea de distribuție, de se găsesc practic în arealul unei aceleași rețele de distribuție și aceluiași furnizor. Este un lucru pe care prosumatorii l-au cerut de foarte mult timp, am venit în întâmpinarea lor și prin implementarea acestei directive, practic am rezolvat acest lucru. Neimplementarea directivei presupunea infringement, eram deja în procedură de sesizare la Curtea de Justiție pentru neimplementarea acestei directive, iar după părerea mea, faptul că se spune că se introduce o taxă este un fake news, nu se introduce absolut nicio taxă. Românii trebuie să știe foarte clar, toți românii care își montează panouri fotovoltaice pe casă nu vor plăti absolut nicio taxă pentru energia consumată, energia produsă. Deci nu vorbim de nicio taxă. Există posibilitatea, în anumite condiții pe care directiva care trebuie implementată o oferă, că atunci, de exemplu, când numărul consumatorilor este foarte mare și ajunge la 8% din capacitatea instalată a sistemului energetic național, în baza unui studiu pe care autoritatea de reglementare îl va face la data aceea, lucru foarte puțin probabil să ajungem la acest procent, începând cu data de 1 decembrie 2026. Atunci, guvernul, statul membru, poate introduce o taxă prin autoritatea de reglementare sau mediu sau oricare instituție care poate percepe această taxă. Dar există foarte clar, poate introduce. Deci nu există, va fi o taxă de mâine sau o taxă de poimâine sau va fi o taxă anul viitor sau peste 2 ani sau peste 3 ani sau peste 4 ani. Infirm categoric existența unei taxe pentru prosumatori, iar Ministerul Energiei nu va susține niciodată înființarea unei taxe. Faptul că a fost transpusă o directivă prin care ar exista o posibilitate după data de decembrie 2026 de a introduce în anumite condiții o anumită taxare este una și introducerea unei taxe este complet alta. Nu va exista nicio taxare asupra prosumatorilor. Asta este un lucru foarte cert, iar Guvernul Ciucă, în special, a urmărit foarte mult să ajute prosumerii. Ministerul Energiei are diverse programe, să nu uităm Electricapul pentru companii care a fost finalizat și este în implementare, toate contractele semnate, să nu uităm decolul de proiecte care începe prin fondul de modernizare destinat prosumerilor în mod special, să nu uităm de guvern prin fondul de mediu, acolo unde sunt prosumeri și unde sunt majoritatea românilor și vorbim de puteri instalate de 5 kW, de 7 kW, de 10 kW, nici de cum puteri de peste 30 de kW, cum există în textul ordonanței, acolo unde s-ar putea pune eventuală
o eventuală taxă după 2026, deci infirm categoric și nu vreau să intre în speculații politice sau politicianiste ale unor colegi de-ai mei din opoziție cu privire la existența, la posibilitatea introducerii a unei taxe, ea neexistând acest subiect din punctul nostru de vedere. Mulțumesc!